Digan. Amin. Cada om în Iisus. Amin. Glorie Lui. Amin. Mulțumesc Domnului că am bucurie să revin în mijlocul dumneavoastră și în semnă să mă bucur împreună cu noastră la închinare cântările pe care le auzim, le primim aici, sunt o desfătare înaintea Domnului, fanfara asta îmi place mult, Domnul să-i binecuvinteze. Pe fanfarișcă din jur, Sibelius, cântări frumoase, și mesajul fratelui Victor și chiar cântarea aceasta mi-a făcut o frumoasă introducere la mesajul pe care Domnul mi-a pus pentru biserică în seara aceasta. Vreau să vorbesc despre cea mai frumoasă istorie de dragoste din univers. Dar până atunci sunt dator să nu țin de cuvânt sau să nu țin? Trebuie să mă țin de cuvânt. Sunt dator. Cine cântă cu mine? Să ridică în picioare. Toți! Nu te învățăm cuvintele, am zis, dar nu știu dacă ar fi cineva să le scrie pe computer, să le pună ca să le vedem. E simplu și frumos că am auzit că în Canada e mai greu să predici provocând și începând tu, dacă cineva te întreabă, ai voie să răspunzi. Ești dator să răspunzi. Și vreau să când salutați, cam asta am întrebat, nu? Comment ça va? Și răspunsul mi-a dat la dimineață și parte din cântare. Ça va bien. Aici e parte din cântare, dar continuă așa. Y'a plus de condamnation dans mon cœur. Merge? Tineri cu mine. Y'a plus de condamnation dans mon cœur. Da? Comment ça va? Ça va bien. Y'a plus de condamnation dans mon cœur. Parce que schimbăm puțin și zicem dans mon cœur, plus de condamnation. Ha? Haideți să vedem cum merge. Cine mai altă cu instrumente, sunt curios, vreau ajutor. Comment ça va? Ça va bien, comment ça va? Ça va bien, comment ça va? Ça va bien, y'a plus de condamnation dans mon cœur. Dans mon cœur, plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation, y'a plus de condamnation dans mon cœur. Frații întreabă așa și surorile răspund, ça va bien, da? Frații întreabă, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation. Plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation dans mon cœur. Comment ça va? Ça va bien, comment ça va? Ça va bien, comment ça va? Ça va bien, y'a plus de condamnation dans mon cœur. Dans mon cœur, plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation dans mon cœur. Plus de condamnation, y'a plus de condamnation dans mon cœur. Mulțumesc! Am impresia că mă potrivesc aici cu dumneavoastră. Mai vreau să vin la dumneavoastră. Acum deschidem Biblia, dragii mei, la Rut. Capitolul 1, vă citim versetele 16 și 17. Mulți păstori în ultimul timp în România, numai cu întrebări așa, cu jurăminte, cu legăminte. Și mulți păstori sugerează tinerilor că ăsta e cel mai frumos legământ. Da, îl vedeți deja, fricișat. Rut a răspuns.
nu sta de mine să te las sau să mă întorc de la tine, încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi și poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu, unde vei fi și voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce va vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Amin. Amin. Mă, să ocupați locurile. Aș face tot ce aș putea să vă câștig de partea cuvântului lui Dumnezeu. Cartea aceasta e cea mai prețioasă comoană pe care o putem primi de undeva. Cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi place să vă anunț și în seara aceasta, că deși se scrie literatură, deși se dă premiul Nobel și sunt cărți valoroase și unele care provoacă câte un val de uimire în lume, în urmă cu 10 ani, n-am vrut să dau un de autor, pentru că o să le fac reclamă, dar în perând, acum 10 ani și acum 5 ani, am pus niște cărți care merg sunt 1.000.000, 2.000.000 de exemplare. Vă dați seama dacă pentru fiecare exemplar autorul ar fi primit un singur dolar și primește de obicei când e în viață, ce lovitură dă un astfel de autor, bestseller, când publică un bestseller. Și totuși, bestseller number one în lume, rămâne cartea aceasta. Este cea mai tipărită, este cea mai vândută și eu sper că este cea mai citită carte din lume. Căutați cifre și veți vedea că este adevărat lucrul acesta chiar și pentru anul în curs 2018. Și am o rugăminte. Haideți noi românii să facem în așa fel încât să sporim progresul înaintea acestei cărți. E o carte de o frumusețe care justifică titlul care se mă dă, supra-titlul care se dă. Cartea cărților. Cartea cărților. Pentru că e deasupra tuturor cărților. Se numește Biblia sau așa scrie pe ea. Cel puțin în românește, nu? Biblia sau Sfânta Scriptură. E făcută din două părți. Două testamente sau două legăminte. Legământul sau testamentul cel vechi, care este între Dumnezeu și poporul Israel, privitor la o moștenire numită Canaan, țara în care curge lapte și miere. Și mai este o parte a doua. A făcut ca de preză? Cine e aici? Cum se numește partea a doua? Cum se numește? Noul Testament, Noul Legământ, dar mai are acolo o completare. În versiunea Cornilescu scrie așa: Noul Testament al... Ăsta este. Al Domnului nostru Iisus Hristos este testamentul, e moștenirea Lui, e legământul Lui și cu cine? Cu cine? Cu cine? Cu poporul Lui, cu biserica Lui. Și în seara aceasta, haideți să ne hotărâm, să fim noi biserica. Amin. Amin? Amin. Noi suntem biserica. Asta seara a fost invitată la frații Rogge, dacă fratele a stăvit, până la urmă am schimbat un pic programul, dar la frații Rogge se cântă, poate știți și noastră cântare, nu știu dacă noi cântăm. Noi suntem biserica! Amin? Ei sau noi? Sau noi toți împreună? Aleluia! Noi toți împreună!
Ajută-ne, Doamne, să fim biserica Ta, aleasa Ta. E bine, dragii mei, cartea aceasta, Sfânta Scriptură, este scrisă 66 de cărți, în majoritate de autori bărbați. Moise a scris 5 cărți, Samuel, mai știți alți autori în Vechiul Testament, alți autori în Vechiul Testament? Cine a scris judecătorul? Probabil că Samuel, da? Iosua, Ezra, Neemia, foarte mulți. Dar au scris și femei separate. Și două din cele mai frumoase cărți din Vechiul Testament sunt scrise probabil de femei sau despre femei. Pentru că în seara aceasta ne-am propus să ne uităm la cea mai frumoasă istorie de dragoste din lume, așa cum o vedem în cartea Rut, un personaj feminin, Rut Moabita, de origine străină de poporul lui Dumnezeu, dar și noi eram străini. Și noi eram departe. Și am fost aduși aproape, slăvit să fie Domnul. E bine, străina aceasta, Moabita aceasta, să vedem imediat în detaliu, e eroina, una din cele mai frumoase istorii de dragoste, care întruchipează foarte bine apropierea și legătura dintre Biserica Domnului, dintre noi, amin, și mirele nostru, numele Lui este Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. O altă istorie, cel puțin la fel de frumoasă, este istoria împărătesei Estera. Estera. Am niște predice din Estera. Nu știu dacă ajung vreodată să predic vreună bine la noastră, dar sunt așa de frumoase predicele din Estera. E o carte pe care cine o deschide, nu o mai lasă din mână până când o termină. Și are câteva capitole, o cărticică acolo. E una din cărți, foarte, foarte frumoasă. O predică pe care o predică de acolo este Secretele frumuseții împărătesei Estera. Cine vrea să fie frumoasă, trebuie să știe secretele care. Și noi toți vrem să fim frumoasă pentru mirele nostru. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Deci, și una și alta sunt întâmplări, istorie extraordinare. Rut, o moabită, Estera, o evreică, dar aflată departe de poporul ei, ne dau, așa cum spuneam, istorie extraordinare. Dar haideți să mergem în Rut. Am citit din capitolul 1 și vreau să discutăm rând pe rând despre câteva personaje. Sigur că o să ne oprim mai pe lani la personajele principale, dar haideți să vedem cum începe întâmplarea aceasta. Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în țară, pe vremea aceea nu era România în țară. Astăzi când începem în țară, vreau tot ne gândim la una singură. Nu știu cum începem noastră, dar eu așa sunt. Când aud în țară, mă gândesc la România. Victor cred că se gândește la Basarab. Mă te-am spus acum și s-a bucurat. Basarab e pe noi românesc. La Saudia, și am ieșit. Noi doi știm asta, că alții au uitat de mult. Dar pe vremea aceea, în Iuda, asta era țara, s-a făcut o foamete în țara Iuda. Și un om din Betleemul lui Iuda, aici trebuie să ne oprim, pentru că Betleemul lui Iuda nu sunt doar niște nume. Înseamnă ceva. Betleem înseamnă, în limba ebraică, știți, așa, casa pâinii. Cum e unde casa pâinii? E bine? Astăzi am fost bine ospătat într-o familie și m-au anunțat. E pâine românească, e făcută de noi români. Am făcut o casă aici, în mijlocul Quebecului, am făcut pâine românească. Casa pâinii. E bine în casa pâinii. N-am putut să mă bucur de pâine. Betleem. Dar nu oricare Betleem. Nu oricare pâine. Așa e de la noi pâine, nu? E bună pâinea românească. Când era să fie în altă parte, tot mai bună la noi. Dar în data aceasta era Betleemul din Iuda. Și Iuda nu e doar un nume. Iuda are un înțeles,
Iuda înseamnă lăudat să fie Domnul. Deci, atenție, cetatea e cetatea pâinii și țara este țara laudelor lui Dumnezeu. O, cum aș vrea, țara noastră să fie țara laudelor lui Dumnezeu. Și dacă nu-i țara, măcar teritoriul acesta, măcar biserica noastră, sau casa noastră, repet, m-a impresionat, mi-a plăcut cântarea, nu știu dacă e înregistrat-o, vreau și eu, în casa ta, casa noastră, să fie un loc al păcii și un loc al laudelor pentru Dumnezeu. De aceea zice cuvântul lui Dumnezeu, acasă, dacă aveți o inimă bună, ce faceți? Fiecare își ia tableta și se aruncă în colțul lui sau faceți altceva. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ce să facem. Cine are inima bună să cânte cântări de laudă. O, cum aș vrea familiile noastre, casele noastre, teritoriile noastre, țara noastră, chiar românească, sau aici Quebecul, să fie țara laudelor. Mai că se întâmplă și în țara laudelor și în cetatea pâinii să fie foame. Și auziți, era acolo un om care se numea Elimelec. Nu era oricine. Deci era un om credincios, predestinat credinței. Pentru că numele lui era Domnul este împăratul meu. Mamele, când căutați un nume frumos pentru băiatul care urmează să răbunească, gândiți-vă la numele acesta. Elimelec. Cred că a sunat frumos și în limba franceză. Sau nu știu ce limba vreți să sune. Dar sună frumos. Cum sună, nu? Elimelec. Domnul zice să puneți numele meu peste copii. Bun, nu zice nimeni amin. De obicei la asta zicem amin toată adunarea. Pentru că e din binecuvântare să puneți numele meu peste copiii voștri. Și omul acesta purta un nume extraordinar, Elimelec. Domnul este împăratul meu. Auziți ce soție avea? Soția lui se numea Naomi cea plăcută. A, personajul acesta are, după părerea mea, vârsta de 3200 de ani. Și toată lumea încă o prezintă Naomi cea plăcută. La vârsta aceasta nu e prea bătrână, nu e prea îmbătrânită să fie în continuare numită așa, plăcută. Și aveau doi fii. Și fiii lor aveau nume extraordinare. Da? Mahlon și Chilion. Aici cu numele au fost diferite păreri. Eu am găsit și citați-mă pe mine, că vezi vreodată, am găsit că unul din nume însemna cântare. Unii autori zic că e cântare de jale, cântare tristă, doine poate pe românești ar fi, da? Și celălalt nume, Chilion, era poezie. Dar, repet, o să găsiți și alte părere, pentru că este ebraica străveche, nu vede. Înainte de Dan, foarte bine. Și atunci o să găsiți și alte părere. Dar cert este că acești copii aveau niște nume frumoase, pentru că Elimelec, cel care se numește Domnul este împăratul meu, și Naomi, cea plăcută, nu puteau să pună niște nume plăcute. Casa lor trebuie să fost un colț de rai la un moment dat. În cetatea pâinii, în țara laudelor. Mai tăiat a venit o încercare și au trebuit să emigreze. Un. În țara Moabului și și-au așezat locuința acolo. În toată cartea aceasta nu este nici un cuvânt de desconsiderare despre Moab, despre Moabiți. Ceea ce ne ajută să înțelegem că, da, poate evreii nu se uitau întotdeauna cu mare bucurie la Moab. Au fost războaie între moabiți și evrei de multe ori.
într-unul din psalmi, zice Domnul, și Antonul m-a scris cu mare bucurie, că așa de Domnul spune să scrie, zice, Moabul este ligeanul în care îmi spăl picioarele, dar în cartea lui nu există nici un cuvânt peiorativ sau de desconsiderație față de țara aceasta. Familia s-a dus acolo în Moab să-și găsească pentru o vreme bucuria de a trăi. Acolo s-au căsătorit cei doi copii și și-au luat neveste moabite, ceea ce era împotriva legii. Și totuși nu există niciun cuvânt de reproș în legătură cu aceasta. Adeseori noi ne grăbim să judecăm pe oameni. Și iată că Biblia și autorul cărții Rut și toți cei care au comentat niciodată nu și-au permis să judece, să o sândească, parcă am fi citit Roman capitolul 8, versetul de la 1 la 4, nu mai este nicio sândire. Așa e în cartea lui Rut. Nici o sândire. Însă, viața e grea, oriunde. Azi am avut o întâlnire cu bucureșteni. Și îmi place să-i caut, să-i întreb în sănătate. Și sigur că mi-au spus ceea ce cred că oricare vreau să ne spune, fratele meu, de Canada, că a fost așa de greu în început. Așa de greu să iei la zero. Așa de greu. Nu suntem scutiți de greutăți nici aici. Pare Bochean, tatăl meu, a fost prima dată în America în 1970. În 1970, foarte puțin, dacă era cineva care călătorea din România în America. El a fost invitat la conferință mondială în Cârciu Păstală la Dallas și s-a întors acasă din America și tot se întreba, cum e în America? Și el sigur că le-a spus și ce-i frumos acolo, dar ce totuși e ceva ce trebuie să vă spun, zice. Am văzut și în America foarte multe cimitire. Foarte multe spitale. Și ajunsese să meargă să mărturisească cuiva într-o închisoare. Am văzut închisori foarte grele în America. Suntem pe pământ. Că e în Iuda, că e în Moab, se întâmplă. Și acolo, în Moab, se întâmplă trei tragedii una după alta. Moare Elimelec, cel care se numea Domnul este împăratul meu. Moare cântarea, Macron, și încetează poezia, pentru că a murit și Chilion. Și odată, Naomi cea plăcută se trezește singură cu două nurori străine în casă. Rut și cu Orba. Se pare că această Naomi plăcută își iubea copiii și iubindu-și copiii n-a putut altfel decât să-și iubească și nurorile. Și a găsit tot ce e mai frumos în nurorile ei. Pe Rut, de fapt, o chema prietenia. Era Rut cea prietenoasă. Ăsta era numele Rut, înțeles. Numele lui Rut este prieten, prieten. Orpa are și ea un înțeles, că așa e în locurile acelea. Toate numele au o semnificație. Orpa însemna gazel. Gazela e un animal, adevărat, e un animal suplu și plăcut. Adevărat că mai zburdalina. Nu sunt toate animalele oi, mai există și caprini. Dar era bine acolo. Și totuși, când s-a trezit singură cu ele, Naomi zice, fiicele mele, întoarceți-vă la părinții voștri. Soții voștri au murit. Vă dau libertatea să vă întoarceți. Întoarceți-vă, fiicele mele, și duceți-le. Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou și chiar dacă aș trage nădejde, are vreo să se mărite și o femeie. Nu e nicio problemă, s-a un bărbat. Dar chiar dacă
Dar n-ați mai aștepta voi să rămân însărcinată, să dați fii după legea aceea care funcționa în Israel în vremea aceea și să vă puteți căsători cu frații. Vă rămâneți în mânuși. Dar ele au ridicat glasul și au început să plângă și au zis că nu, ele nu vor să se despartă de mama soacră. E clar că în Moabita, în limba Moabului, nu funcționa soacră, soacră, poamă. Nu, ele n-au vrut. S-au ținut după ea. S-au ținut după ea. În cele din urmă, una din ele a cedat. Orfa a sărutat-o pe Naomi, au plâns împreună și Orfa s-a întors acasă la ea. Dar Rut a zis acele cuvinte pe care le-am citit. N-am vrut. Nu sta de mine să te las. Parcă s-a legat cu jurământ, cu legământ. Facă-mi Domnul ce-o vrea. Eu nu mă despart de tine. N-am lăsat-o pe bătrâna Naomi să se întoarcă singură, ca asta urma să se întâmple, să se întoarcă singură pe drum de străinătate cu toate pericolele călătoriei. Nu suportă așa ceva. Și Rut este hotărâtă să meargă alături de soacra ei și să-și trăiască jurământul căsătoriei până la sfârșitul vieții ei. E adevărat, dragii mei, că în Romani, capitolul 7, scrie că legământul căsătoriei are putere până la moartea unuia din soți. Dar nu întotdeauna soții înțeleg așa. Sunt soți care înțeleg că nu doar până la moartea ei sau până la moartea lui, ci până la moartea mea. Eu rămân credincios, credincioasă acestui legământ. Sunt unii oameni care doresc, care caută să rămână credincioși legământului. Eu vreau ca Domnul să binecuvinteze biserica noastră. Amin. Cu astfel de oameni. Care, dacă au un legământ, să fie hotărât să rămână credincioși legământului până la capăt. Până la capătul vieții. Ajută-ne, Doamne, vieții noastre. Și așa ajung cele două femei singure înapoi. Unde? În Betleem, cetatea pâinii, în Iuda, țara laudelor. Numai că mărturia pe care o dă Naomi de data aceasta era, așa cum scrie în versetul 20, spunea femeilor care întrebau, Naomi plăcută este aceasta? El zicea, nu, nu mai îmi ziceți Naomi, ci ziceți Mara. Mara. Se numește la Arad. Era un personaj Mara. Mara, de la Lipo. Aici era de la Lipo, aici. Mara, amărăciune, pentru cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Mă referea la Mara de Ion Stanley, da? La pe care eram în veșug, dar acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mă ziceți, Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic, cel atotputernic, m-a întristat. Se mai întâmplă, dragii mei, ca cel atotputernic să ne mai supere câteodată. Dar cine e credincios ca Habacuc, știți ce zice? Chiar dacă mă supără Domnul, chiar dacă vitele din graj dispar, chiar dacă vița anul acesta nu-și mai dă rodul, chiar dacă și chiar dacă și chiar dacă orice s-ar întâmpla, tineri care erau gata să ajungă în cuptorul cu foc și au ajuns până la urmă, i-au zis clar lui Nebucadnezar, Domnul Dumnezeul nostru poate să ne scape, dar chiar dacă nu ne scapă. Noi tot rămânem credincioși. Noi tot rămânem credincioși. Ajută-ne. Amin.
Bun, acolo, în cetatea pâinii, tocmai se culegeau roadele, dar cele două femei erau foarte sărace. Nu mai aveau ogoare, nu mai aveau grâne, nu mai aveau nimic. Și o prietenă, prietenul adevărat, da? Prietena adevărată, Rut, la nevoie se cunoaște. În nevoie, în nenorocire, ajunge mai mult decât un frate. Mai mult decât un frate. Și ce, Rut? Așa, o să stau acasă. Soacra mea, dă-mi voie să mă duc pe câmp unde sunt secerătorii și în urma secerătorilor să culeg spice. Ieri am avut ocazia să povestesc că eu am făcut, m-am gândit nici cu această ocupație. Nu știu dacă cineva a merit. Eu locuiam la marginea Radului, aproape de noi erau ogoarele unui colectiv pe vremea aceea, și noi aveam pui în grădină și mama ne-a încurajat, mergeți și pune în urma secerătorilor, adică secerătorul pe bine multe erau combini. Culegeți niște spice că ne-a prinde bine niște grăunțe la păsările din curte. Și ne-am dus că n-am avut ce face cu și fratele meu, dar să știți că e ușor. Ca miriștea e un loc pe, și mai ales dacă ești de scurs, nu știți ce înseamnă asta, unde e de scurs, nu? Noi îmi plac de scurs pe Veneție, pe Nara, în 1955-56. Și miriștea aceea, capetele tăiate de sau cioturile rămase din spice, de multe ori înțepau picioare. Era greu să umpli pe miriște. Deci, nu știu dacă Rut avea ceva în picioare, dar în orice caz a fost o muncă prea ușoară. Dacă oborul în care a ajuns ea, nu era oborul oricui, nu era oborul colectiv, care în care culegea pe el. Oborul în care a ajuns ea, ținea de un om extraordinar, de un personaj, de un farmec absolut încântător. Numele lui era Boaz și dacă ar fi să traducem numele acesta, Boaz înseamnă cel care are puterea. Cum la ce numele acesta? Probabil că el n-a căutat-o. Cine își caută numele? Îi se dă. Numele îi se dă. Dar un asemenea nume e un nume panic, nu? Care oameni? Cine se numește Boaz aici? Haideți să vă spun despre unul. Este unul care ne-a scris așa. Toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Ha? Îl cunoașteți? Știi cine este? Știi tu cine este Iisus? El a zis toată puterea mi s-a dat și iată-l acum pe Boaz. A ajuns să lucreze în ogorul lui Boaz. Frați și surori, dragi tineri de aici și surori de aici, nu e loc mai frumos în care să-ți găsești o ocupație decât ogorul lui Iisus. E cel mai frumos loc de muncă. Chiar dacă pentru o vreme trebuie să lucrați altundeva, întrebați pe Domnul și ziceți, Doamne, eu sunt hotărât ca mai presus de toate să caut împărăția Ta și neprihănirea Ta. Doamne, fă-mă vrednic să lucrez în ogorul Tău. E atât de bine. E atât de bine. Stau prost cu timpul, că m-aș povesti mai mult ce înseamnă. Eu am lucrat în fel și timp, da? Vă povesteam cea dimineață că am fost... Am lucrat în sistemul de stat din România. 5 ani într-o întreprindere de comerț exterior, încă 14-15 ani ca profesor. Am lucrat. Da, m-am simțit umilit de multe ori. M-am simțit batjocorit. Am fost dat afară. Am fost tratat prost. Dar ce fericit sunt. Că în ultimii mei 24 de ani de muncă, păstor, slujitor, am putut să lucrez în ogorul lui Boaz. Fără înjurături, fără fum de țigară, fără dispreț din partea celorlalți. E atât de bine în ogorul Domnului. Și întrebați pe fratele Iosif și pe frații din jur de aici sau de aici și îl se aflacă încă mai de lucru.
Mare este secerișul, dar să știți că rămâne valabil. Fie că e în Quebec, în Canada sau în România, încă sunt puțini lucrători. Încă e de lucru și pentru tine, în ogorul lui Boaz. Când se vorbește în ogorul lui Boaz, și ce întâlnire extraordinară are Rut cu acest bărbat. Când vine el, auziți cu ce cuvinte își întâmpină el lucrătorul. Domnul să fie cu voi. De-aia mă înălț pentru biserica pe care o păstoresc numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Aleluia! Și vedem deci casa lui Dumnezeu, poarta cerurilor. Măriță fie! Și atenție cum răspund, cum se răspunde, de ce e bine să lucrezi în ogorul lui Boaz, în ogorul lui Dumnezeu, pentru că acolo răspunsul este Domnul să te binecuvinteze. Frașii frumoși, și iarăși dragi tine care sunteți aici, e atât de important să știm cum să vorbim chiar și cu Domnul. O vorbă bună, spusă la vremea potrivită, este ca un măr de aur pus într-un coșuleț de argint. Prinde bine oricui. Dacă ție îți place să ți se adreseze cuiva în termeni frumoși, să zică, domnule, domnișoară, doamnă, vreau să vă anunț ceva în seara aceasta. Nu uitați lucrul acesta. Domnului însuși îi place să ne adresăm frumos. De aceea Domnul Iisus, când ne-a învățat rugăciunea domnească, ne-a spus să-i zicem frumos, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, ne dor de tine, tăticule, și facă-se voia ta, cea bună, plăcută și desăvârșită pe pământ aici, ca și în ceruri. Și apoi când încheiem rugăciunea, din nou îl binecuvântăm pe el și se bucură când îl binecuvântăm, căci a ta este puterea și împărăția și slava. Și tot poporul Domnului zice amin. 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 Așa se lucrează în poporul Domnului. Nu numai că se lucrează așa. Domnul îi cunoaște pe cei care sunt ai stări. Ați auzit vorba? O vorbă puternică din Scriptură. Nu există să lucreze cineva în ogorul Domnului să treacă neobservat. Chiar dacă ești rupt, chiar dacă ești din Moab, chiar dacă ești o străină, El te-a observat și El știe faptele tale. Știe prezența ta. Și El îi spune lui Rupt de data aceasta, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea bărbatului tău. Și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și ai venit în și ai plecat din țara în care te-ai născut ca să mergi cu ea la un popor pe care nu-l cunoșteai mai dinainte. Domnul să răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului. Vorbeam de a lucra în ogorul Domnului. Vreau să vă aduc aminte de data aceasta tuturor ca biserică. Cine se apropie de Domnul trebuie întâi să fie credincios. Să creadă că El există. Și nu numai atâta. Să creadă că El, aleluia, este vorba de Evrei 11:6, să creadă și că El răsplătește. Este cel mai bun patron care există în universul acesta. Numele Lui este Dumnezeu. Numele Fiului Său este Iisus Hristos. Și vreau ca El să fie patronul meu. Cine mai vrea? Cine mai vrea? El te știe, El te cunoaște și se bucură de tot ceea ce se reușește în ogorul Lui. Când se întoarce Rut acasă și când se întoarce Rut acasă, merge cu mâna acum. Vreau și surori, nu știu cum am. Sper că astăzi ați putut lua ceva de la biserică. Am auzit că s-a avut o masă bună. Și probabil că astăzi de la masa aia de la prânz, n-am să mergi cu mâna doamnă, nu? A dus ceva acasă, a fi fost cineva acasă care va aștepta. Vedeți ce frumos a fost la biserică. Și ați putut să-i dați
Am ceva din cea și s-a servit mama sa de dragoste, stămi să fie Domnul. Dar, dragii mei, atenție! Atenție! Când ne simțim bine în casa Domnului, când ne-am hrănit bine în casa Domnului, n-ar fi bine să ducem din merinde aceasta la o măicuță bătrână de acasă, să-i povestim și ei? N-ar fi bine să ducem, să transmitem cumva copiilor noștri care, din motive oarecare, n-au putut să vină? Am o invitație. Vă rog frumos, nu țineți pentru voi ceea ce primiți de la Domnul. Împărțiți! Aduceți-vă aminte că Domnul a înmulțit pâinile și a rugat pe ucenici să strângă, să nu risipească fărămiturile. Și au strâns 12 coșuri de fărămituri odată și 7 coșuri de fărămituri altă dată. Dragii mei, să știți că mulți cu aceste fărămituri sunt binecuvântați. O fetiță a fost vindecată și eliberată, chiar dacă era străină de poporul lui Dumnezeu, pentru că s-a hrănit cu fărămiturile care cad de la casa, de la masa Marelui Stăpân, de la masa Domnului Dumnezeului nostru. Prețuiți, dragii mei, lucrurile acestea, împărtășiți-le altora și vă mai asigur de ceva. Valorile acestea, fărămiturile acestea, pe măsură ce le împarți altora, te binecuvintează încă o dată și pe tine. Amin. Amin. Mărit să fie Domnul. Când am auzit ca mica sau mămica, soacra, Naomi, cum să ziceți, unde a ajuns, auziți ce spune lui Rut. Ai ajuns foarte bine. A ajuns foarte, foarte bine, pentru că omul acesta, în capitolul 2, versetul 20, la jumătatea versetului, acolo zice, omul acesta este rudă cu noi. Cum sunt acestea? Boaz, cel care are putere, e rudă cu noi. O rudă de termen, în termen special, o rudă numită Goel în Israel. Ruda Goel este ruda care nu numai că are putere, că are bogăție, că are ogoară. Este ruda care are putere de răscumpărare. Goel înseamnă răscumpărător. Omul acesta nu este oricine. Omul acesta este un răscumpărător. Frați și surori, Apostolul Pavel predica la Atena și zice, unul din poeții voștri a avut o descoperire profetică și a zis, suntem din neamul lui. El este rudă cu noi. Frați și surori, știți cine este Iisus? E o cântare pe care o cântăm noi. Știi tu cine este Iisus? Știi tu? Cine este Iisus? Este Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu, dar atenție! Atenție! Că Luca îl prezintă pe Adam în spița catedra genealogică, spița de neam al Domnului Iisus, scrie Adam, Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și Adam, bunicul Adam, e Fiul lui Dumnezeu, înseamnă că suntem din neamul lui. Amin. Aleluia! Amin. Înseamnă că Iisus este rudă cu noi și e bucuros pentru asta. Și zice, Tatăl meu, vreau să fie și Tatăl vostru, de aceea ne-a învățat în felul acesta. Psalmistul se ruga altfel, Doamne Dumnezeul meu. Dar Domnul ne învață să ne rugăm, Tatăl nostru care ești în cer. Tatăl nostru care ești în cer. Iar Duhul ne învață să zicem Abba, care e și mai frumos. Pentru că Abba înseamnă tăticule. Da? În engleză, daddy. În franceză, papi. Da? Domnul este papi. Este tăticul nostru. Glorie Lui. Amin. Și acest om este rudă cu noi. Și da, este răscumpărător. Are putere extraordinară, mai mult decât te aștepți. Am ajuns la jumătatea predicii, nu știu ce să mă fac, că s-a dus timp. Mai puteți să-mi pune că mă
Urmează patru, partea cea mai frumoasă. Capitolul 3 este apropierea lui Rut, pentru că Naomi o învață. Naomi era de datoria să o învețe. Naomi reprezintă într-un fel și biserica Domnului. Deținătoarea adevărului. Deținătoarea cuvântului și a tainelor lui Dumnezeu. Și spune lui Rut, tu ești moabită, tu nu știi, dar dacă trebuie să te apropii de el, nu te apropia oricum. Și o învață cum se poate apropia ca să fii fericită, îi spune. Tu trebuie să fii fericită. Fericirea, dragii mei, nu e o șansă, un noroc care se întâmplă la unii și nu se întâmplă la alții. Fericirea este o opțiune, o direcție spre care oricine are dreptul să aleagă. Așa că eu aș vrea să alergăm înspre aceasta. Și Naomi spune, tu trebuie să fii fericită. Și pentru aceasta, atenție, ai de făcut următoarele lucruri. Scoală-te, unge-te, îmbracă-te cu hainele tale, numai că nu ai spus cele mai bune. Cred că ai spus, curățește-te, spală-te. Da? Apropie-te cu grijă față de el. Cine se apropie de el, de Domnul, se apropie cu credință, se apropie cu pregătire. Se pregătește. Și chiar ținuta nu poate fi oricum. Nu poate fi oricum. Unge-te. Îmbracă. Ai grijă de ținută când te apropii de ea. Și apoi învață și aici ai prezentat una dintre cele mai incredibile taine. Pentru că acest Boaz care avea toată puterea, care era stăpân și cu drept de răscumpărare, el purta o mantie care arăta autoritate, care îl făcea să se distingă de toți ceilalți. Și Naomi spune, tu trebuie să faci cumva să intri sub mantia lui, sub autoritatea lui și el să te primească. Asta trebuie să se întâmple în curăție. Mantia contează atât de mult. Dacă vreți să înțelegeți sensul mantiei, gândiți-vă la două exemple, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. În Vechiul Testament, doi împărați, capitolul 2, Ilie trebuie să fie răpit la cer. Știți că Ilie a fost răpit la cer, da? Și exemplul se desparte de el. Când a încercat Ilie să scape de Elisei, n-a putut. Pentru că știa că Domnul îl va răpi. Și Ilie, până la urmă, se vine, bine, ce vrei să-ți fac? Trebuie să fii pregătit pentru a răspunde la o asemenea de întrebare. Ce vrei să primești de la Dumnezeu? Frați și surori, avem o cerință, avem o orientare, știm noi ce avem nevoie de la Domnul. Elisei a spus foarte clar ce are nevoie să primească și a zis așa, să-mi dai o dublă putere din puterea ta. Cum adică ar să-i puțin, nu-s convinut, nu-s postoraș? La locul tău, hai să-mi. Nu! Nu! Vreau de două ori mai mult. Vreau biserică de 1000 de ani. Vreau o îndurită putere. Ce-a zis Ilie? Greu lucru. Greu lucru ce? Da! 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 Rămâi credincios dacă stărui cine cere? Aleluia! Cine cere? Cam! Și Elisei a fost credincios. Și era gata să nu-ți dea seama că l-a luat Duhul Sfânt pe Ilie. Carul și călărimea lui Israel. Și el strigă, aoleu, ce că... Dar parcă n-am fost atent, pentru o clipeală de ochi. Așa m-a plecat la cer. Abia aștept. Pentru o clipeală de ochi. Și el strigă, cai și călărimea lui Israel. Și în timp ce strigă el, Ilie aruncă manta. El aștepta altceva, ce știu ce aștepta, limbi de foc.
sticluț acolo, cu un de lemn, nu știu ce aștepta, dar a primit mandat. Cam dezamăgit, da? Cam dezamăgit. Dar ce până la Iordan, cu mantaua pe umăr, nu știu cum purtați voi creștere, s-a purtat. Da? E de bine, fac cum ziceți că aici. Și el a luat mantaua. Ce o să fac eu cu mantaua? Dar ia mantaua și zice, unde e Dumnezeul lui Ilie? Și lovește cu mantaua apele Iordanului, că n-avea punte pe care să treacă. Și când atinge cu mantaua apele Iordanului, apele se desfac în două. Ce-ar fi să îl puneți pe Domnul în cercare? Să vedeți o dată pe Saint Lawrence, a? Saint Lawrence liber. Deschizându-se în fața lui. Domnul a zis că se poate. Lucruri mai mari decât cel pe care le-a făcut el. Se pot întâmpla celui ce are credință. Dă-ne, Doamne, credință. Amin. Și autoritatea numelui Tău. Atinge Elisei cu pantaua apele Iordanului, apele se desfac în două și el trece ca pe uscat și Domnul îl binecuvintează și în slujirea lui face de două ori mai multe lucrări minunate decât a făcut Ilie în viața lui. Măriți să fie Domnul. Amin. O spuneam la dimineață că se poate mai bine decât Enoch. Și Noe a umblat 500 de ani cu Dumnezeu, se poate mai bine decât Noe și noi vrem să umblăm o veșnicie întreagă cu Domnul. Amin! La fel, dragii mei, și cu mandaua, cu puterea, cu semnul autorității. Voi, promisiunea aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt de parte acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu vostru, voi! Veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, Momea, Iudeea, Chebec, în toată Samaria, Canaan și până în România, la Constanța, la marginea lumii. Amin? Amin. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! A doilea exemplu, cum am dat. Suntem în Marc. Capitolul 5. Marcul, capitolul 5. E o femeie, tot o femeie. Nici nu știu numele. Știu doar diagnostic. Scurgere de sânge. De 12 ani. De 12 ani. N-avea voie să se atingă de nimeni. Diagnosticul ei mai purta, așa, în diagonală, o precizare necurată. Și totuși a zice, nu de el, de a-și putea să mă ating de poala hainii lui. Și deși mulțimea îl îmbulzea pe Iisus, cu ultimele ei sforțări și ultimele ei puteri, ajunge și se atinge de poala hainii lui. Și în clipa în care se atinge de el, din Iisus Hristos, este o putere. Frați și sorori, ai nevoie de putere? Caută să te atingi de poala hainei. Caută să te atingi de poala hainei. Cine s-a atins de mine, întreabă Domnul? Și ucenicii sunt șocați. Cum adică cine s-a atins? Ia te îmbunzește și tu întrebi cine s-a atins? Nu. E o atingere specială. E cineva care s-a rugat. E cineva care are o cerere specială. Și vă dați seama, tremurând, plină de frică, că de aceasta vine în fața Domnului, pentru că Domnul l-a chemat și a spus tot. Doamne, eram bolnavă de 12 ani, am cheltuit, Doamne, tot și în România și în Canada. Nu mai aveam nicio șansă și mi-am zis, vreau să mă întind de poala mantiei tale, de poala hainei tale. Și Doamne, eu sunt. În clipa în care m-am atins, am simțit o putere. Frați și surori, avem nevoie de putere să ne atingem de poala hainei. În el este putere. S-a supărat Domnul? A mustrat-o Domnul? Ce a zis Domnul? Fică, du-te în pace. Credința ta. Dar nu oricare credință, dragii mei. N-aș vrea să știți că se predică în multe și pe multe medii credința. Da? Să ai o credință, să ai un scop. Nu oricare credință. Credința în numele Lui. Amin? Amin.
Credința în el mântuie. Și Domnul asta i-a spus. Credința ta, pentru că această credință era că Iisus o va mântui și a mântuit-o. Nu există alt nume dat oamenilor în care să avem iertare, vindecare, decât numele lui Iisus Hristos. Glorie. Cam așa se explică că în noaptea aceea Boaz a acceptat și ea primește promisiunea nespus de mare, să nu știe nimeni, dar vei vedea. Adă mantaua și aceea mantaua ajunge la rupte, se va extraordinar mantaua, semnul puterii lui Boaz ajunge la Rut și se umple de hrană. Încă o dată se umple de hrană. Frașilor, ori de câte ori ne întâlnim cu Domnul, primim binecuvântări extraordinare. E o mare binecuvântare să fii în prezența Domnului. Chiar și în seara aceasta, Domnul este între noi, crede cineva? El aici între noi face ce face întotdeauna. Respiră, suflă peste noi și știți, se zice, luați Duh Sfânt. Nu plecați fără Duh Sfânt de aici. Luați Duh Sfânt. A înzestrat-o. A binecuvântat un peruc, i-a umplut bantaua de binecuvântări să ducă acasă la bătrâna ei, soacră. În capitolul 4 urmează parcă partea cea mai frumoasă, pentru că trebuie să știți că și destul de dureroasă. E vorba de legea aceasta a răscumpărării care era în Israel, legat de ruda care avea drept de răscumpărat. Naomi știa că Boaz are, dar Boaz zice, nu sunt numai eu cel care am dreptul. Zice, mai este unul. Și îl provoacă Boaz pe acel. Și zice, uite, dacă vrei, ai dreptul înaintea mea și pot să o răscumpi. Și omul acela, să știți că ar fi fost foarte greu. Tot era o perspectivă bună, tânără, el credea că poate lua de strabă, îi dă ceva, dar o ia de... A, o voi răscumpăra, zice. Însă Boaz îi spune, atenție ce faci. Pentru că în ziua în care o vei răscumpăra, vei răscumpăra și țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra cu în același timp de la Rut Moabita, nevasta celui mort, era nevasta lui Chilion, văduva lui Chilion, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Va trebui cu alte cuvinte să plătești mult, să răscumperi anea, să răscumperi averea, să te mergi pe tine și viața ta să fie în numele mortului, în numele lui Macron. Și omul acesta scrie, cel care avea drept de răscumpărare, n-a fost în stare să ducă până la capăt lucrul acesta și a zis lui Boaz, cumpăr-o tu pe socoteala ta, pentru că, zicea el, își strică moștenirea și nu vrea să strice moștenirea. Aici, dragii mei, e un lucru, vezi, foarte mulți dintre noi și chiar societatea crede că are drept asupra noastră. Suntem cetățeni într-o țară sau în altă. Și de multe ori autorități, instituții, probabil firme, companii, încearcă să-și manifeste prioritatea dreptului lor în fața noastră, să ne dea pensie, să ne dea nu știu ce. Și s-ar putea să ne atragă perspectiva aceasta, dar puterile lor și mai ales promisiunile lor sunt limitate. Cel care este singurul care ne poate răscumpăra pentru veșnicie este Iisus Hristos, răscumpărător. Când Boaz a acceptat să devină el răscumpărătorul, ce s-a întâmplat? El practic se neagă pe sine. Uită de sine, uită de neamul lui și ia asupra lui numele lui Macron. El se anihilează pe sine ca să răscumpere pe această roabă și el practic se, cel puțin din punct de vedere al moștenirii și al,
Ale drepturilor sociale se sinucide, se lasă să fie omorât, practic. Gestul acesta ne aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat pe Golgota. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost de acord cu planul lui Dumnezeu, care atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe singurul său fiu la moarte, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ca să ne răscumpere pe noi, el s-a făcut asemenea nouă. Și uitați-vă în Evanghelia după Ioan și în alte Evanghelii, el nu se mai numește pe sine Fiul lui Dumnezeu, el se numește pe sine Fiul omului. La înfățișare s-a făcut ca și noi, ca un om. Mai rău chiar, a luat asupra lui chip de rob, s-a dezbrăcat de toată slava cerească. A uitat de locul lui în ceruri și a ales în Toronto, mi-a arătat vărul meu, Sandu, că există o statuie interesantă pe teritoriul Universității din Toronto, numită Jesus Homeless. Asta s-a făcut Iisus pentru tine și pentru mine. Un rob, un nimeni. Când a venit un tânăr și a spus, Doamne, te vor urma oriunde vei merge, Domnul spune, ești sigur? Păsările cerului au cuibul, vulpile au bizuin, dar Fiul omului e homeless. N-are un. Vrei să fii cu mine? Vrei să fii cu mine? A renunțat la slavă, a renunțat la reputație, a ajuns să fie om al durerii, disprețuit de tot și obișnuit cu suferința. A ajuns să fie regat, a ajuns să fie atârnat pe lemn și neamul lor, mai tare decât al nostru, cel atârnat pe lemn era blestemat. A luat asupra lui blestemul. Ca să ne poată răspundă pe noi. Noi am trăit fără drept de cetățenie în Israel și cu atât mai puțin în Împărăția lui Dumnezeu. Și el s-a anihilat pe sine ca să coboare la nivelul nostru și de aici să ne ridice, să ne răscumpe. Să ne răscumpe. Și acum continuă povestea. Scrie mai departe că Boaz a intrat la Rut, a luat-o de nevastă și bineînțeles că ea, care atenție, fusese căsătorită și n-a avut niciun copil, pentru că probabil avea o deficiență. Dar scrie aici, Domnul a făcut-o să zămislească. A vindecat-o Domnul. A făcut-o să zămislească. Și a născut un fiu. Câteodată suferim noi ca biserică de infertilitate. Nu reușim să mai aducem suflete noi. Rut suferea de infertilitate, dar Domnul a făcut-o să rodească. Și eu mă rog ca Domnul să facă biserica Betel din Montreal să rodească. Amin. Și data viitoare, când botezați, să aveți oameni din comunitatea română care se întoarcă la Domnul. Amin. Să zămistiți, să aduceți suflete noi în biserică. Amin. Și s-a născut în felul acesta un băiețel. Un băiețel. Și cu asta încheiem lecția noastră de educație astăzi. Îl chema Obed. Obed. Absolut întâmplător. Obed și în limba engleză, și în limba franceză, ne duce la rădăcina unui cuvânt frumos en français, c'est obéir. Ce înseamnă? Ascultare. Și în engleză, la fel, obedience înseamnă, dar de fapt, în ebraică, și noi spunem în ebraică înseamnă aceasta, în ebraică, obed înseamnă laud.
Laud. Cea mai frumos cantare a laude să se nască un fecior în stare să laude pe de unul. În stare să fie unul din acei închinători pe care și dorește Tatăl în Duh și în adevăr. În Duh și în adevăr. Un închinător. Un lăudător. Sigur că istoric vorbind va fi tatălui Ișai și bunicul lui David, dar va fi în spița de neam a Domnului nostru Iisus Hristos. Frașii și surori, nu e minunat să fim din neamul Lui? Nu e minunat să fim din casa Lui? Nu e minunat să fim biserica Lui? Nu e minunat să fie El răscumpărătorul nostru și noi să fim oamenii aceia care laudă? Haideți să mutăm țara și țara laudelor din România, din Canada, în Noul Ierusalim. În jurul tronului de slavă, acolo unde din orice neam, din orice seminție, vor fi oameni care vor sta cu mâinile ridicate și vor zice, vrednic, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească lauda, cinstea și onoarea și ascultarea, pentru că El este și rămâne răscumpărătorul nostru. Amin. Amin. Frați și surori și dragi prieteni ai casei Domnului, timpul își face cursul. Ne-am bucurat și la părtășia de dimineață, ne-am bucurat și la părtășia de după masă. Și acum, la despărțire, aș vrea să aducem mulțumire Domnului pentru toate binecuvântările de care ne-a făcut parte în ziua de astăzi. Am să vă invit pe toți cei prezenți să vă ridicați împreună cu mine în picioare și într-o rugăciune comună aș vrea să te aducem mulțumire Domnului și pentru că stă în fața noastră o săptămână plină de necunoscut, ca de fiecare dată vă reamintesc să ne încredințăm viața în mâna bună a Domnului, ca să ne conducă eu pas cu pas. Amin.